Sincer, îmi pare foarte rău, dar voi fi nevoit să întrerup aceste clipe minunate de dans, căci totul este deja gata, vreau să vă mire și mireasa, deci vă invităm la masă. Toți cei tineri rămân aici, căci ei vor participa la Podul de Flori, iar toți oaspeții care deja au reușit să treacă pentru... S-au adunat, pentru voi s-au adunat acești toți oameni. Ei au luat locurile la masă și vă așteaptă pe voi. Voi acum aveți ocazia să faceți primul pas Podul de Flori. Nu este altceva decât această frumusețe și mireasmă plăcută să vă îndemne toată viața ca să mergeți înainte. Iar nănășii voștri scumpi și dragi vor merge cu lumina în fața ta. Noastre vin tinerii noștri căsătoriți! Să dea Domnul ca tot drumul vostru, a vieții voastre să fie plin de flori, de trandafiri, plin și de mirosuri plăcute de flori și, desigur, de petalele moi. Și două, trei, goați să vă aud pe toți. Două, trei și... Așa e, bine, iar acum vreau să vă spun încă o dată la toți, la toți odată. Bună seara! Bună seara! Așa, eu vreau un pic să vă atrag atenția de la mâncare la mine, căci mai avem aici un mic toast. Și aș vrea ca să nu vă uitați la bucate, dar să vă uitați la nănaș. Deci, Condunaș. Condunaș, la numele tale ai turnat ceva în pahar? Nu-i turnat. De ce nu-i turnat? Vă rog mult să-l aplaudați. Dumnealui mi-a spus așa că este foarte emoționant, iar ce sunt primii fiini, da? Primii fiini sunt cei mai scumpi și probabil nu doar pentru moment, dar și pentru viitor. Sunt cei care au ocazia să le deschidă drumul nănășii pentru nănașii noștri și ei pe viitor să facă mai mult, să fie cu Doamne ajute. Iar acum, dumnealui, având de emoții, îmi va șopti la urechi, iar eu voi transmite cu voce tare, dacă nu vă supărați, desigur. Harele, să blagoslovim această masă, să ne facem un semn de cruce și să spunem cu Doamne ajute și într-un ceas bun pentru acești doi tineri căsătoriți, pentru Vitale și Lilia. Poftă mare la această frumoasă nuntă, avem o pereche de nănași care sunt pentru prima dată nănași. Și nu știu de ce, mi se pare că nu sunt însemnați nici cum. Eu propun acum să le dansăm câte un buchet frumos și să însemnăm că își sunt nașul și nănașa cea mare. Amar, 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 o, 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 o. Și sub aplauzele voastre intre surpriza fierbinte din partea casei. Avem și un cadou muzical din partea verișoarei Mirelui de la Moscova. Familia Kononov. Familia Kononov. Această piesă este un cadou muzical în special pentru Mire și Mireasa. Vă mulțumim foarte mult și, într-adevăr, sperăm că aceste cuvinte să se îndeplinească. Bun, bravo, super, super a fost, nicăieri nu plecați. Nicăieri acest dans, această melodie. V-ați apucat unul de altul și dansați. Vă veți aduce aminte de aceste clipe, acele clipe fericite când voi ați creat această familie. Și să știți că doar uitându-vă împreună într-o direcție, veți merge înainte și veți trece prin toate greutățile. Căci așa este viața. Mai sunt și greutăți, dar în mare parte, noi singuri ne creăm cu mâinile noastre. Voi aveți deja 4 mâini, 2 perechi de mâini și aveți toată puterea în mâinile voastre. Cu Doamne ajute! Și acum haideți să invităm cu toții, pe toți, pe toți. Vine, de fapt, o surpriză din partea dansatorilor. Am înțeles că sunt prieteni ai voștri. Chiar și ați fost colegi cândva, de breaslă. Exact. Ei pentru voi vor să danseze ceva în special, o surpriză pentru dumneavoastră din partea ansamblul de dans Busuioc și o horă de la surpriză din partea colectivului de dans Busuioc. Și de fapt am înțeles că a fost din partea lui Vitalie, a colectivului de dans Busuioc, a prietenilor lui pentru iubita lui soție. Vă mulțumim foarte mult Busuiocului, iar acum vă invităm pe toți pe platoul de dans la o sârbă!
bravo, 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 dansatori! Dragi oaspeți, dragi prieteni, vreau să vă invit la masă pentru vreo 10 minute. Haideți să luăm loc la masă, mai avem câteva tradiții de îndeplinit, iar după aceea vom reuși să mai închinăm, să mai cinstim pentru tinerii noștri în soroție, pentru părinților, pentru nănășeilor și desigur pentru voi înșivă. Vă poftim la masă! Ați auzit de cola cu merese? Ați auzit, da? Știți și care este scopul ruperii acestui colac? Fiecare cunoaște, da? Deci, acel care va rupe o bucată mai mare, se zice că va fi cel ce conduce în casă. Și cu rumire, ăsta e colacul miresei, dar stai, scoate și o rupă de buzunar. Dar se întâmplă uneori că sunt miri inteligenți. Îl iai, eu l-am cumpărat, eu l-o rup, i-o dat femeie bocățeca. Da, asta e a ta și te rog mai mult să nu spuneți foarte mult unul la altul, vă iubiți și vă respectați. Deci înseamnă că aveți un fel de democrație în familia voastră. De aceasta, vă invit să-l rupeți în doi. Dar cum o faceți? Luați cu o mână care este mai aproape de colac. Așa. Invers. Pune-l de sub mânuța. Așa. Ei, nici chiar așa. Doar ce invers. Așa. Oh. Și acum îl ridic eu mai sus. Cât mai sus. Așa. Lăsăm puțin mai jos, pentru că cu nimerea nu e așa de ușor. Nici chiar așa de jos. Mă țin că l-a legat cu ceva acolo. Cu nimerea asta, exact cât se saturi dumitale. Încearcă să o îmbunieză acum, da? E bine, sper că se va primi. Iar acum, dragi tineri, se zice că fiecare din oaspete trebuie să guste din colacul umiresei. Și vrute, desigur, desigur vrute, altfel nu le pot spune. Aș vrea aici să invit sarmalele. Ansamblul de dans Busuioc! Hai că mator. Prietenii lor, în primul și în primul, Mirele, care a fost coleg de breaslă cu ei. Acum aveți ocazia să mai faceți niște poze cu țiganii noștri, iar pe restul oaspeților care mai au putere, invităm la da! Nu s-a întâmplat așa ceva, asta e cepă. Tu știi ce înseamnă cepă? Am învățat, ai învățat, da? Asta e ce bine. Ce bine. Ce contează, tot pe acolo, e bine. Și cineva o strigat aici că e ce de bine. Bine. Dacă e bine, hai să fie bine. Deci, stimate Mire. O ei? Ce te uiți așa la mine? Eu nu te impun, tu singur hotărăști. Știi vorba așa, găină bătrână face zama bună. Da, păi dacă e singur s-o oferit. Eu pierdut-o, eu șterpelit-o, l-a luat de-o vorbă cineva și... Bine, hai să ne întoarcem la condițiile care sunt. Vreau aici să invit și... Vorneșii l-ați zis că e cu nereasa împreună, da? Tu știi ce să-i faci la Vorneșii el? Și după ce știi, nu mai poate tușă. Uite, condiția de bază este... Sunt două condiții. Prima, tu cu nănășelul și cu Vorneșelul... Come here, my darling. Și unde? Știi unde? Da? Hai du-și o adă. Da, pe cum? Da, pe cum? Da, normal că eu îți spun condițiile între timp. Deci, oricum, ceea ce se va face, se va face în fața miresei. Asta este condiția mea de bază, deoarece, mă știi, poate ești să amăjesc, încă știi, s-a dus o vântul la organe, dar aici zic că... Ei, doamne ferește, oricum, e că acolo este o domnișoară care tot azi dansează cu noi împreună. Da, da, amândouă și cu Vornișelul împreună. Ai venit lângă mine aici. Vă rog, dacă nu vii greu, dați-ne vouă și o bucățică așa de platou, iar voi uiteți, pur și simplu ați vă uitat și ați prins plăcere. Eu, sincer vorbind, îți de părere că nu ne lezea trogă ciujoia. Nu ne vașa ta ușa, știți? Acolo s-a pus ștampicul, nu e a voastră. Ați pus mâna... Aveți de trasă împreună. Trebuie să aibă. Noi, și el e genovat și voi sunteți genoveți. Pe la urmă să beți împreună. Așa că
atât să fie bine. Sunteți patru, unde e icononaș? Nănășele! Tăi, Doamne! Dar pe dânsul mă tin că vreau nereasă, mă, frate. Cu ochii albaștri și cu părul alb. Părechi, da? Bine, până să aducem reasa, vreau să te întreb, cât de des îi spui, mă ierți, cât de des îi spui iubitei tale, soții, cuvinte dragi? Cuvinte care? Dragi. În fiecare zi. În fiecare zi, da? Ca de exemplu, de care cuvinte? Iubită, dulceață. Auzi, iubită. Așa, da? Sau, știi și fă, dulceață, fă. Cam așa? Nu chiar așa, da? Dar încă și fel de cuvinte mi-ai spune? Ce pușoara mea! Cirișorul meu! Așa, da? Cum? Porumbița? Și el e holuboi. Da? Și zboară pe sfereastră când unul, când altul. Holubaș? Bine, eu văd că tu ești deja roșu. Eu nu știu, asta-s de la nervi, asta-s de la emoții, asta e de la... Las că-i dușim... E că te-o salvat. El, dar el nu trebuie să gândească, trebuie să gândească și să-i spui emoș. Uite, te rog, numai cu cuvinte frumoase. Știți cum un om educat îi spune soției? Матам тебя прошу, возвращайся домой. Deci, cu cuvinte frumoase, acuși îi vei explica iubitei tale cât de mult o ții la ea, o iubești, cât ți-i scumpă ție ea ca nevastă, ca femeie, ca viitoarea mamă a copiilor tăi. Nu podavajte. Asta și nu-ți zis. Treci în coș. Treci la aparat și crezi că scrie cu una, cu două sau și... Vine cu aș, vine. Eu serios vorbesc, hai vine. Nu te teme, ce te teme de mine? Ești însurat? Nu? Se vede. Întrat așa. Și... ești sau nu ești? Da sau nu? Singur nu știi. Hai stai aici, unde te duci? Și za campanie, știi cum? Dar unde nereasa așa? Eu serios vorbesc, dacă nu duci nereasa, muși când terminăm nunta. Băi, hai și-o învârghi, eu vorbesc serios. Aduci și nereasa și începem concursul, dacă nu, la revedute. Mână, te-am... Pe urmă vă să ținem, vină cu așa. Vină mai aproape de mine, cu anumă reasă. Da, nu, tu stai acolo. Aici. Și... Îi va spune 10 cuvinte. Îmbinări de cuvinte, nu știu de din cap, mă. Cuvinte, îmbinări de cuvinte, propoziții, prepoziții, spune cum vrei. Dar așa, pe care tu nu le-ai mai spus niciodată, ca ele să nu se repete și pe care e prima dată astăzi să se le audă. Deja ca soția ta. E un 10 minute, n-am de gând să aștept, că îi spun eu, muș. Tu ești crăiasă. Știi de asta? Am o aflat, da? Aha, bine, înseamnă că ai făcut un pas înainte. Ei, doi, doi, unu! Hitruga, hitruga. A tu ele cuvânt. Soarele meu. Trece înapoi, asta e prea banal. E prea banal. Atâta că e banal. Ah, păi tot e logic și așa. Așa am spus, corect. Dacă tu până acum n-ai observat, te ajută nevasta. Eu ți-am spus 10 cuvinte sau îmbinări de cuvinte pe care tu nu le-ai mai spus în calitate de soț. Acum cred că va merge mai repede, nu? Gerașul. Oraș. Ușor meu. Ave mi corazon. Stop, 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 stop. Eu am spus, în primul rând, să vă țineți de mână.
În primul rând, învățăniți de mână. Într-al doilea rând, sub stil. Tu vrei mai departe? Mai departe acasă. Așa, deci, prima condiție, învățăniți de mână. A doua condiție, îți dansați sub stilul dansului. Că asta nu e latino. Am înțeles, da? Următoarea piesă. Păi, mălățuie, te ghine, ești frumos, mă chiar vor nici el v-a dat de gol. Tu știi, a plecat acolo așa de sub și vrei tu acolo să vezi, nu poți înțelege. Condiția de bază îți vă țineți de mână. Dar vârnișelul deodată, au rupt maica de pe dâns și s-a dus. Maestră, ia-mi de a treia piesă, vedem ce vor face aici. Condiția de bază care a fost pusă, voi ați respectat-o, numai că eu mă uit la voi și mă duc aminte de mare. Dar știți de ce? 5 meduze! Push me, and then just hurt me, till I can get my... Și iar vărnișel nu știu unde vreți să uite. O, e ca să pornit, am căutăm bani pe jos. Da, s-a stricat at caifă cu toată asta, mă. Nici așa ne-a plăcut cum voi săreți în sus. Da, super, da, tot așa, tiu. A, nici să-mi plătești, dar vai încă trei. Acolo acum, a, și e floare, eu crezi că sunt niște ruble ceva. Bine, bravo, uite, pentru ultima dată vă mai rog să mai dansați ceva, doar cu o condiție, adică este ultimul dans pe care vreau acum să vă-l ofer. Și doar vreau să fac o mică concluzie, că pe urmă nu o să mă mai implic. Mă uit la tine și ne aduc aminte. Bine, uite, Vitalie, tu să fii mai atent. Totuși și soția ta deja. Tu să-ți dai seama când vorghești, când vorghești, ca să nu păpădești.